Marius Dragu, fondatorul și managerul general al site-ului 25h.ro, ne-a părăsit în urmă cu câteva zile, mult prea devreme, la numai 35 de ani. El a lăsat în urmă lacrimi, durere, oameni care nu înțeleg cum de s-a putut întâmpla o asemenea tragedie. Marius avea foarte mulți colaboratori și prieteni, unii dintre ei vechi de mai bine de un deceniu. Unul dintre prietenii buni este Ionuț Dumitrache, directorul Casei de Cultură a Studenților din Craiova. Împreună cu el, Marius lucra la CS, având funcția de consilier administrativ. El venise în urmă cu câteva luni în instituție și a contribuit la realizarea unor lucruri deosebite. Aș vrea să ne povestești câte ceva despre Marius, lucruri care, de care îți face plăcere să-ți aduci aminte. Cum era el? Tânăr, cu inițiativă, cu foarte multă putere de muncă, cu foarte multă dorință de implicare. Și aș putea spune, chiar dacă era singur la părinți, avea foarte mulți prieteni care erau foarte apropiați. Cum ați ajuns să colaborați? Da, se descurca foarte bine la Casa de Cultură a Studenților. Lucrurile, cred că s-au și observat că se întâmplă mult mai multe lucruri acolo. Marius ocupa funcția de consilier administrativ și împreună ne doream să... E greu. Pe Cristian îl lega de Marius o prietenie veche de 10 ani. Cum era el? Am înțeles că îi plăcea foarte mult fotografia. Da, îi plăcea foarte mult a business-ului care a început și care pot spune că a inovat partea de entertainment în Craiova. A pornit de la pasiunea lui pentru fotografie. El a fondatorul site-ului 25h.ro, care a inovat partea asta de publicitate și de remember al unor evenimente de entertainment. Mai din păcate, am mai pierdut un om bun. De cât timp vă cunoșteați? Cred că sunt cel puțin 10 ani. De când îl știu, el e foarte, foarte bun prieten și cu sora mea și avea o echipă, avea foarte mulți prieteni. Pentru el, prietenii îi trata ca pe frații lui, fiind singur la părinți. E o pierdere grea pentru partea de tineri din Craiova, credeți-mă. Un om care era foarte dedicat. Un om extraordinar. Pentru Cristi, Marius a fost omul de la care a învățat foarte multe lucruri. Zile trecute l-am pierdut pe Marius Dragu. Da, într-adevăr, este un lucru care ne-a dat pe toți peste cap și nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Ce ai învățat tu de la el? Foarte multe lucruri. Poate că este persoana care a știut să mă îndrume și pe mine către unde suntem acum, știi? A fost și este în continuare prietenul nostru. Ce pot să spun este că era o plăcere să stai cu el de vorbă. Era o persoană care mereu îți aducea idei noi, inițiativă. Era un prieten adevărat. Marius Dragu a murit miercuri dimineață în urma unui infarct miocardic și a unei insuficiențe respiratorii.